Poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată de către un bărbat din localitate despre faptul că vecinii săi au avut un conflict. Agresorul este un polițist din cadrul Poliției de Transporturi Feroviare. Conform jurnalul Olteniei.ro, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Biroul Ordine Publică, care au stabilit că în data de 18 iunie, în jurul orei 22:30 de minute, în urma unui conflict spontan, în timp ce se afla la domiciliu, o femeie de 34 de ani ar fi fost lovită de soțul său de 43, care nu a fost găsit la fața locului. Persoana vătămată nu a solicitat prezența unui echipaj al ambulanței și nici nu s-a deplasat la spital pentru efectuarea unor investigații medicale de specialitate, informează IPJ Gorj. Femeia a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Târgu Jiu, unde a formulat plângere scrisă, însă nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva soțului său. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, relatează jurnalul Olteniei.ro.